Bun găsit, prieteni! Sunt din nou Mihai Stepanov cu următorul video despre compania Infineon. Acest video va fi axat pe tema cum facem înregistrare în portofelul GPG prin care scoatem banii din Infineon. Deci, pe site-ul Infineon oamenii lucrează pentru a câștiga bani. Deci acești bani cumva trebuie scoși. Pentru asta este unit la platforma Infineon portofelul GPG. Unde este unit posibilitatea de a scoate bani prin carduri sau prin transfer bancar, prin conturi bancare. Și mai se poate de comandat un card de la GPG. Deci sunt trei căi acolo de scos bani. Acum, unii găsim noi direcția pentru înregistrare pe GPG. Deci intrăm la direcția Payment. Pe urmă este Payot Settings. Apăsăm. Unde, vedeți, este un buton de a intra în GPG Dashboard. Un back office. De ce așa apare? Deoarece eu deja m-am făcut înregistrare aici. Dar, prima dată, când voi o să apăsați, o să apară altfel. Da, trebuie să luați aceea, dar... Deci, cum apare acolo? Cușul de... Eu, pur și simplu, am făcut înregistrare. Și greu lucrează site. Приветствую вас, дорогой зритель. С вами Николай Лобанов. Deci sunt multe видео, cum de făcut. На что в течение 5 минут? Здесь вы вбиваете свой электронный адрес. Где читать свою ассистент сунету? Здесь кна по сэмпе бутон отчеста. Здесь уже есть ваши данные, но... Где цапара шау? Пажина у меня требует иск не плените датли ностры. Deci trebuie ieși dintr-odus datele. Ce e important aici că vedeți scrie parola de la site. Deci parola care intrăm în Infineon, ce o punem aici? Prima dată. Restul date acolo le completăm cu datele care sunt pentru noi, acolo e adresa și alte date. Deci adresa. Deci spune ce trebuie introdus. Trebuie introdus numele, prenumele, e-mail-ul și, cum am spus, parola care e de la site, telefonul. Pe urmă, țara alegem neapărat, adresa, localitatea, provincia și zip codul. Și apăsăm pe înregistrare. Pe butonul registru. După ce, uitați-vă, apare așa informația. Care tot trebuie să fie tradusă. Unde se explică că acest portofel GPG este actual sau repartizat în 70 țări. O să traduceți și o să vedeți mai scurt mai departe ce facem. Uitați, apare acest buton care, vedeți, când eu intru, deja la mine el tot el apare. Vedeți. Fără informația cei care era până la dânsul. Deci când nu ești înregistrat, aici apare anume datele cele care trebuie completate.
Deci, deoarece vedeți că nu pot face mai multe înregistrări, eu am mai să arăt pe screenshot-ul. Ce trebuie făcut? Deci, apăsăm pe acest buton prima dată, după ce am completat ancheta, ce și am apăsat pe înregistrare, se deschide azi pagina a doua. După aceea, apăsăm pe butonul acesta, albastru. După ce nou ne se deschide așa ceva. Deci, prima dată se deschide așa ceva, unde ni se spune că timp de 5 minute, pe e-mail-ul care l-am indicat la datele care le-am completat închetei, va veni un PIN cod pe e-mail și el trebuie să introdus aici. Deci, uitați-o. Vedeți? Mie pe e-mail mi-a venit PIN codul acesta. Eu l-am copiat și l-am plasat aici, ia, în direcția unde scrie PIN cod. După aceea am apăsat pe Submit. După ce am apăsat pe Submit, a apărut așa o anchetă, pasul 3, unde trebuiește din nou de introdus niște date. Deci asta deja pe GPG. Deci asta era pe Infinii, prima dată când completam noi ancheta, dar asta, a doua oară o completăm deja pe site-ul GPG. Unde completăm datele noastre, din nou țara, e-mail-ul, username-ul el este, introducem parola care o să intrăm deja pe GPG, în portofel. Deci ea trebuie să difere de ceea ce este pe Infinii. După ce am creat parola, mai jos sunt două întrebări de control care le alegem. Sunt la dispoziție mai multe întrebări, alegem două și scriem răspunsul. Răspunsul ca și parola noi le salvăm undeva ca să nu le pierdem. Mai jos este telefonul mobil care îl introducem. La rețeaua mobilă nu selectăm nimic, dar scriem non, adică ca să nu caute. Dacă vrem să primim mesaje când ne intră banii, bifăm, dacă nu vrem, nu. Alegem fusul oral la care noi suntem. Pe urmă introducem data de naștere. Prima se introduce luna, pe urmă data, pe urmă anul, standardul american. Mai jos introducem adresa noastră, zip codul ăsta, codul poștal, telefonul mobil și din nou apăsăm, da, și nu uităm să bifăm aici, că suntem de acord cu condiții și apăsăm pe submit încă o dată. După ce am apăsat, nou ne apare așa o inscripție, că cu succes am activat și putem trece la logare. Apăsăm pe OK și deja ne se deschide așa o pagină ultimă, unde intrăm deja cu parola care am creat-o în ancheta dată. Deci aici, când intrăm în cont, deja aici, uitați-vă, sunt în interior mai multe limbi, dar limba română nu este limba rusă, cine cunoaște, limba engleză, spaniolă, portugheză, coreană, ungară este, germană, polonă și indoneziană. Deci ce putem face aici mai departe? Putem adăuga la contul bancar. Deci aici adăugăm contul bancar, aici adăugăm cardul bancar și deci putem cel mult două conturi bancare să adăugăm, două carduri. Mai jos putem face comandă un card virtual anume de la, dacă nu avem carduri. De a crea un card virtual, de pe care noi putem să scoatem banii deja de aici, dacă nu avem niciun card și niciun cont bancar. Deci sunt 3 căi de scos banii de aici. Deci din Infinii banii care facem, îi trimitem încoace. Deja de aici trimitem pe cardul bancar care le avem. Sau un cont bancar, ori pe cardul virtual care îl creăm. Cam atât, cât că nu e nimic complicat. Da, și nu uităm să ne înscriem la canalul meu YouTube, cine prima dată vede video creat de mine.
Ну, мой Беня.